Andreea a fost prima care a intrat în casa concurenților să le vorbească puțin despre task. Le-a spus că este un task mai mult psihic decât fizic: că Mariana a câștigat acest task și cumva l-a făcut la psihic pe Blaze, cu care a rămas în finală. Apoi a intrat Maria și Antonio, au vorbit despre task, le-a spus că. La fel, ei consideră că tascul este unul psihic, că vor fi destul de înghesuiți acolo în cabină, vor respira unul în ceafa celuilalt și dacă sângele lor s-ar putea să nimerească lângă cine nu trebuie și atunci se vor crea controverse. Le-a spus că premiul va fi o noapte la hotel și că va fi fără cameră, că el a început să cânte în cabină pentru că se plictisea și. Că este un tas foarte greu, dar premiul este pe măsură. Să aibă grijă la start, să aibă grijă la scăr, să nu se împiedice. Au citit și regulamentul. Mâinile pe lângă corp, nu în buzunar, nu se sprijină nimeni de pereții cabinei, nu se sprijină niciunii de alții. Pot să dacă cineva trișează. Dacă cineva nu se simte bine, trebuie să anunțe, iar ceilalți trebuie să-i facă loc. Cei de pe margine care susțin pe cineva din cabină trebuie să stea la un metru distanță și să stea jos, nu în picioare. După ce se retrage cineva din cabină, va merge în camera lor, pentru că tascul nu înseamnă uși deschise, și cine rămâne după stingere, după ce se dă stingerea, va rămâne doar dacă susține pe cineva din cabină.